a apărut atât de mult pe micul ecran și aveam și emisiuni la radio, încât eram foarte cunoscut. Eu știu prea multe despre toți artiștii. A fost cumplit ce au făcut oamenii. Julio Iglesias, dar l-am cunoscut în 69 la Cerbă de puști, eu pus și el. Umbla după fete, ne blan după fete, ne plimbam prin Brașov, mai treceam cu ochiul. Cu pierse că am avut în... Uh, hai de mine! Salutare dragilor și bine v-am regăsit la o nouă ediție de Altceva. Astăzi va fi uh, un podcast uh, Altceva despre perioada de glorie a muzicii ușoare românești. Invitatul meu de astăzi este, dacă îmi permite, primul mare influencer monden al României. O voce pătrunzătoare, o prezență strălucitoare. De altfel, Tavi, îți spun, bine ai venit! Reflectoarele te iubeau, erau îndrăgostite de tine. Mă doare că folosește Adrian termenul ăsta. Tot timpul l a trecut tot timpul. A fost! Te iubeau! De te... asta și acum observ că te mângâie. Ai văzut vă aici refle... la tine redacție te cum s-au repezit toate colegile asupra mea. da, Dar îți mulțumesc pentru cuvintele frumoase și sigur sper să nu ne referim doar la timpurile generațiilor de aur. Pentru că și astăzi sigur că sunt foarte implicat și astăzi dar sunt atâția artiști extraordinară, muzica ușoară, adevărată, nu cea despre care vorbim pe stadioane, să adună lumea și așa mai departe, nu comentăm, există încă și există atâtiși formidabili. Dacă am avut în acea perioadă, în perioada anilor 70, 80, 90, putem vorbi totuși despre perioada anilor 80, ca având generația de aur de a muzicii ușoare. Dacă am avut în fotbal generația de aur, generația în anii 90, generația de aur a muzicii ușoare s-a închis în anii 80, a dispărut în anii 80, așa e... Aș zice că a început cam prin 75-76 și a ținut vreo două decenii, până în primii cred că prin 94-95 a început să stingă nu generația, Festivalul de la Mamaia s-a degradat continuu, de altfel în 2012 a murit definitiv și odată cu degradarea acestei manifestări foarte importante au dispărut încet în și festivalurile din țară, așa încât muzica ușoară nu prea mai avea locuri în care să desfășoare. Vedetele cântau pe discuri, mai cântau în străinătate, dar nu mai erau acele mari festivaluri unde lumea îi aștepta cu dragoste. Deci ai spus bine, nu generația, oricum generațiile de aur care au fost atunci. Eu te-am prezentat voce pătrunzătoare, inconfundabilă, privire care, Reflectoarele care te iubesc. Tu cum te-ai fi prezentat? Dacă te-ai fi introdus pe o scenă, ce ai fi spus despre Octavian Ursulescu? Să mă prezint eu pe mine? Foarte interesant. Cred că mi-ar fi trebuit vreo oră, așa, un tip Cu ceritor, cu carismă, cu ziaristul, cronicarul muzical, Otavian Lusulescu, pentru că asta m-am considerat întotdeauna, Adrian. Deci, eu am debutat scriind muzică în scânteia tineretului încă de când eram elev și am rămas în presă, în diverse locuri. Iar de 90 de 32 de ani sunt redactor la revista Actualitatea Muzicală a Uniunii Compozitorilor și muzicologilor, sunt membru de altfel al Uniunii, așa încât fac în continuare presă și mă străduiesc prin ceea ce scriu să servesc cauza acestei muzici adevărate. Deci, așa m-aș prezenta. Un ziarist care își dorește foarte mult să vă prezinte acum câțiva cântăreți valoroși și mă voi strădui să-i pun în valoare, pentru că totdeauna am spus, asta e greșeala pe care o fac unii actori când sunt investiți cu această investiți cu această postură de prezentator. Actorul general este obișnuit să se pună în valoare pe sine. Normal, așa a fost învățat, el ar joacă un rol, el trebuie să fie bun. Prezentatorul trebuie să știe să stea poate într-un colț al scenei, poate chiar să n-aibă lumina pe el, să spune ceva frumos, iar spotul luminos să se aprindă atunci când anunți numele artistului. El, trebuie, el, este personajul principal, tu trebuie să fii cel care să te străduiești, să pregătești așa publicului, să-i crească inima, să aștepte cu unul. Wow, 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 cine vine? De aceea o greșeală pe care o fac mult e că anunță numele înainte, când se apucă să prezinte. Păi atunci a dispărut o suspansul. Spune ceva, povestește, încearcă să păstrezi un mister și când spui numele, gata. Dar se spunea despre Tavi Ursulescu la momentul respectiv că este arhiva ambulantă a muzicii ușoare și că nici o vedetă nu are, nu poate păstra un secret în fața lui. Toate secretele vedetelor cad. Muzicale. Muzicale, evident. <laughs> Sper că la asta te referi. De altfel, tu erai o vedetă în sine, Pătaviz. Era o garanție că un spectacol este un spectacol de ținută, un spectacol de calitate, dacă era prezentat de Octavian Ursulescu. Este ceea ce spun și în ziua de azi unii dintre organizatori care mă mai caută și au spus, domnul Ursulescu, vreau să veniți pentru că atunci când numele dumneavoastră apare pe scenă, spectatorii știu, în primul rând, că e o seriozitate, că vin artiștii de pe afiș, pentru că știi ce se întâmplă în alte spectacole, oh, dacă vine Octavian Ursulescu, e bine. Și o garanție, ai dreptate, îi cunoșteam foarte bine, știam ce se spun. bunul nostru, prieten în comun, Paul Surgiu Fuego, îmi spune... Enciclopedia, să zicem, își Nu știu dacă e enciclopedie, dar dacă fac de 45 de ani treaba asta, scriu despre ei, îi cunosc, îi prezint, Nu sunt și dragi și fac parte și din viața mea la urma urmei. Parte din familie. Exact. A existat vreun spectacol pe care ai refuzat să-l prezinți? Da. Cu nume sau anumite. Un spectacol. Nume am, pe. Afiș. Am o, nu, o amintire extraordinară. Festivalul de la Mamaia. 1991. Am avut un turneu pe estival, câteva spectacole vara, organizate de compozitorul Aurel Manolache. M-am întors în București, venise sfârșitul lui August, festivalul de la Mamaia, eu, gazetar, trebuia să mă duc să scriu, mi-am luat delegație, m-am dus acolo și ajung la Mamaia în Lemnesc, văd afișul mare. Festivalul de la Mamaia, ediția, prezintă. Ramona Bădescu, Anca Ramona Bădescu, da, Anca Țurcașiu, uh, Șerban Ionescu și Octavian Ursulescu. Am asta am intrat înăuntru, eram Manolache, zic, domnul Manolache, până acum o lună am fost împreună, am făcut un nici nu mi-a spus. El organiza cu firma lui. Sașa Georgescu, textierul, era, el făcuse texte. De, Mai mă, Tavi, ai timp să te duci să iei haine, să te schimbi. Puteam. Acum n-aș mai fi atât de inflexibil. Acum n-aș renunța. Da, atunci poate mai târziu. dar Nu. nu mă duc și n-am vrut să prezint. E, și atunci ce s-a întâmplat? Cervan cu actorul, regretatul actor, și-a dat și el seama că n-are ce căuta acolo, mai ales că textul era un text cu, de un umor cam jalnic, așa, și a plecat. Eu am renunțat și și ce să faci, Tavi? Și l-am recomandat pe Gabi Cota. Nu, Gabi Cota, nu eram greșit. Eu, Șerban Ionescu, Ramona și l-am recomandat. Gabi Cota băiat deștept, un băiat instruit, un băiat încul. E, pot spune că am fost nașul lui în postură de prezentator. Și a rămas el cu cele două grații și a prezentat și a fost foarte frumos. Deci, iată, am refuzat. Am aflat până acum despre Tavi Ursulescu, jurnalist, taviu ursulescu megastarul spectacolelor din acea Mega vreme. megastar nache. <laughs> dar nu am amintit câteva repere importante ale tale locul 2 la olimpiada națională de matematică pe când era elev diplomația Așa a este. fost semnată de uh, celebrul profesor Grigore Moisil Academ academicianul Moisil și uh, am primit premiul la Palatul Cotroceni, atunci era Palatul Pionierilor, acolo s-au dat premiile, am și acum pe perete diplomele, că am mai luat și la matematică, la fizică, istorie, multe premii la Olimpiade, dar am descoperit, acum în pandemie mi-am făcut niște ordine, ce era, spectacole nu erau și am găsit afișe multe, am păstrat o parte din ele, diplome am păstrat. Și am găsit subiectele de la Olimpiada Națională de Matematică din acel an e, și vreau să spun bine, mă uit la ele acum, nu înțeleg nimic, dar le-am dat unei profesoare de matematică. N-a reușit să le rezolve. Este absolut... E, acum! Un grad de dificultate nu mai adică ridicat. Nu se mai face carte, nu se mai face. Eu, sigur, am întrerupt de atâta timp, dar profesoară nu s-a descurcat. Așa că le-am pe perete acolo și mă uit când trec prin cameră ce bun eram. Mă gândeam, acum ne leagă chiar și numele lui Grigorie Moisil ție ți-a semnat diploma, eu locuiesc știu, în blocul știu, unde știu, a locuit casa a memorială parmenească aproape de tine. Mereu când am trecut pe acolo am văzut, zic, ia uite ce coincidență. Nu doar matematica ți-a făcut cu ochiul, poezia ți-a făcut cu ochiul când era elev și ai și publicat poezii. Îți mai amintești vreuna dintre poeziile pe care le-ai scris? E, erau cu partidul. <laughs> Auzi, dragi și nu știu, prieteni. Poetul mă provoacă pe mine să spun din poezii pe păi, dacă ar fi... de debutant. Auzi, debutant. Auzi, da, tu ți-ai scris poezii, strâns într-un volum de poezii? În două, două volume. Două volume. Bine, unul știu, extraordinar, ediția Princeps, -a aia scoasă de doamna Lili Bobul, aia este formidabilă, regal d'art. Și ar trebui, pentru că, în primul rând, mă provoacă cu poeziile să scape el. Dar vreau să vă spun, ai acele poezii minunate recitate de Paul Surgiu Fuego pe cele două CD-uri Jolt instrumentale, CD romantice, nostalgice, ce versuri ai acolo? Și nu pot să uit acest lucru. Cred că a fost ultima apariție la sala Palatului a lui Ion Dichiseanu, marele actor, când el a urcat pe scenă condus de Paul Surgiu Fuego și a recitat... Un text al tău formidabil închinat imoator, actorilor, de... poemi, poemul actorul, nu? Actor. Formidabil, formidabil. Deci iată, eu îți cunosc realizările, tu n-ai cât, pentru că eu am Încercam publicat... acum să, să descoper și eu poezia ta. Deci... Le-am le -am, în Amfiteatru, am publicat în Amfiteatru, bine, nu mai spun în revista Liceului Dimitrie Cantemir, că erau acolo prin și am publicat și în revista Institutului Politehnic. Am făcut ingineria și acolo era revista Ing. Redactor șef era Dan Constantin, care cunosc cu Tereas și m mă mai întâlnesc cu el deci poeziile mele țin de trecut de uh, copilăria mea ziaristică tu ești un poet în uh, mare actualitate și încă o dată te felicit pentru ce faci cu te-am spus cu Paul, Surgiu, Fuego ai, ai reușit o colaborare un de, de suflet da. și, și naște emoție ceea ce din punctul meu de vedere este lucrul cel mai important un adevărat poet asta își dorește să nască emoții. Tavi, în 1974 ai debutat în televiziune. Vreau să nu uh, greșesc nici uh, o, o dată de aici, nici un element. De aceea și citesc. Ai prezentat și co-realizat emisiuni. Meridianele cântecului Steaua fără nume, Șlagăre în devenire. Erau show-urile practic celebre ale acelor timpuri. Eu nu mi-aduc aminte bine, dar cred că am debutat mai târziu, nu în 74. Cred că pe la sfârșit, nu știu, cred că la prin 75 am prezentat o emisiune, se chema Teletop, câteva emisiuni, dar astea de care ai am amintit, astea importante, au început prin 79-80, festivalul melodii de la Polivanentă. În 83 am debutat la festivalul de, de la Mamaia iar meridianele cântecului Steaua fără nume și uh, șlagăre de venire au fost uh, marile vedete ale televiziunii publice în anii 80 Anii de care ai spus tu foarte bine că sunt anii. ani de, de voce a României, de te cunosc de undeva astăzi, producții importante. Nu prea se cântă muzică ușoară românească, dar asta e altceva. Ai amintit de Mamaia, Mamaia 83, prima ta uh, apariție pe scenă, la acest Sanremo al României. Îți mai amintești pe cine a introdus prima oară? În 83 i-am prezentat doar concursul de interpretare, de jumătate de festival. Ladislau Hegedus, care era secretar de stat la Ministerul Culturii, la Consiliul Culturii și Educației Socialiste, așa se chema, mă testase la festivalurile melodii de care spuneam, melodii 80, 81, 82, vreo trei ediții și m-a invitat să prezint acolo interpretarea și țin minte chiar mai întreba pe cine îi vedea uh, la creație. Și eu mă întâlnise eram deja la mare cu Gabriel Oseciuc actorul care ții minte era în mare voga cu frumusel blond și l-am recomandat. A prezentat prima seară și nu au fost mulțumiți și l-au invitat pe la gală pe Silviu Stănculescu și a Iar eu la interpretare nu pot să uit l-am prezentat pe Gabriel Dorobanțu, care era la început de drum și a luat doar o mențiune, o mică mențiune, și el astăzi este o mare vedetă, iar trofeul de interpretare a fost împărțit de Marina Florea și Gina Pătrașcu. Deci, execbo. Textele de prezentare îți erau cenzurate? Niciodată. Ți se cereau înainte? Eu asta vreau să spun. Sigur, poate voi fi judecat. Am impresia că astăzi uh, vorbim mai puțin liber ca atunci, cu această corectitudine care ne... mi și frică să mai zic ceva. Aoleu, dar dacă, da, n-am voie, aia n-am voie... Ei bine, atunci nu cerea nimeni niciun text. Atât am spunea Hegeduș. Da, nu uita să spui la început. Festivalul este circumscris arcului, festivalul național, cântarea României națională, era doar Cântarea României, festivalul de la mama, era concurs, nu era așa. Să spui de așa, da, dar nimic, atât, nu, uite, dar nici n-am avut text niciodată. Eu am acum niște liste, piesele și eu îmi notam cu mâna acolo, în stânga, mai scriam ceva, ani are sau... Deci nu mi cerea nimeni text. Lumea și în e probabil că era o cenzură la stânge. Eu, cel puțin eu pot... Pune cu mâna pe inimă că nu m-a cenzurat nimeni. Bine, dar avea și redacția... încredere că nu o să spun niște prostii, dar am mai făcut glume la care uh, vai, erau uh, disperați cei de la televiziune când eram ieșit. Nici în redacția Scânteia Tineretului nu ți-au fost cenzurate? Nu, păi la ce scriam? Scriam despre muzică, scriam, nu, no, nu. No, no. Era capul limpede. Vezi, capul limpede trebuie să fie în primul rând al tău. Și atunci, dacă nu faci greșel, dacă nu juram partidul, nu juram regimul, așa oricum, scriam despre muzică, despre un alta, am pe perete înrămat primul meu articol din Scânteia Tineretului, era pe prima pagină și l-am găsit, l-am găsit. Nu era cu muzică. Locomotiva de 1250 de cai putere a ieșit pe ușile uzinei, pe porțile uzinei 23 august am avut delegație, m-am dus ca puște acolo m-au primit și am scris acel, pe prima pagină să dai seama, am cumpărat cred toate ziarele Partidul nu te cenzura cei din anturajul partidului nu, N -n -n din ce am înțeleg avut treabă. eu cu partidul erau, nu aveam treabă eu eram cu cultura erau, și mă refer la, la cei din, din anturajul partidului pe problema aceasta a culturii, dar cei pe care îi prezentai, nu erau nemulțumiți în anumite cazuri, fie că ei prezentat uh, prea pompos. Fie că ar fi vrut să spui altceva despre ei. Nu îți reproșau? Nu. No. Atât le-ar fi <laughs> trebuit. Dar nu, nu mi-aduc aminte pentru că eu totdeauna m-am străduit. Chiar dacă să știi că nu pot spune că i-am îndrăgit în egală măsură pe toți. E firesc. Fiecare avem preferințe sau dar întotdeauna uh, n-am vrut să se simtă subiectivismul. I-am prezentat frumos, elegant și unii chiar îmi spuneau, dar prea frumos, lasă-mă să te bucur de asta. Deci uh, ideea este că nu, nici din partea lor, uh, dar am fost cenzurat toată grav cu meridianele când Ți-ai notat de meridianele când Mi-am notat, am și făcut uh, vorbire, dar imediat vorbim imediat, gata, și, gata. și despre, și despre mă, bă, actul de, de cenzură tu erai personaj în sine pe scenă și erai, aveai succesul tău. Așa cum aveau Mirabela Daur, Angela Simil, aia, Corina Chiriac. Pe de altă parte, dincolo de scenă, îmi închipui că legai prietenii. Dacă ar fi acum să faci un top 3 prietenii cu actorii, pe care, cu actorii, cu cântăreții, cu toate vedetele pe care le-ai prezentat, care ar fi acest top 3? Foarte greu de spus, pentru că ideea e că ne vedeam des la spectacole, la festivaluri, dar nu era cerul de prietenii cu vizite, cu mese. Eu cel puțin n-am fost adeptul acestor relații cu mese, cu restaurante, cu ieșiri. Niciodată nu sunt nici acum, dar având în vedere vecinătatea mea, tot timpul asta pe lângă mine, Mirabela Daur, mă vizitam des, foarte des cu ea, mai ales schimbam casete cu filme, video, înainte de 90. Eu aveam multe prieteni, mă duceam la Stella. Stella Popescu am fost foarte apropiat. Aproape seară de seară eram la Stella Popescu, Puiul Maximilian era Nic Nicușor Licareț, ce organist, muzician extraordinar s-a prăpădit și Vasile Veseloschi cu soția lui Coanca. Cam asta era gașca, la filme. Cu Mirabela a stat, ba pe toamne în ba pe moșilor. Când era puștoaică, a stat chiar pe strada mea, pe intrarea diacului, oh? întrare mică, așa, și avea un soț cu o motoretă uh, el era daur, și un bla și avea părul lung și flutura vântul, noi spuneam nebunică al daur, și pe vremea aia, motoretă era. Deci Mirabela, Stella Popescu, cu Angela Simile am făcut și cu formația asta, voi cele mai multe uh, turnee, cu Mădălina Manole, după 90 am făcut foarte multe. Deci, uh, prieteniile erau dar nici nu e nevoie de prieteni. Când stai două luni în turnee, seară de seară zi, parcă nu ți mai vine să te mai vezi și acasă cu ei. Dar dintre vedetele uh, internaționale cu care ai legat uh, o prietenie, Julio Iglesias e uh, unul dintre cei care au fost apropiați de de tine? Uh, Samantha Iglesias. Fox. <laughs> Kylie Minogue. <laughs> Uh, da, uite că n-am fotografia aici, dar uh, Julio Iglesias, dar l-am cunoscut în 69 la cerbă de Ar, puști, eu și el, umbla după fete, ne umbla după fete, ne plimbam prin Brașov, mai treceam cu ochiul, el ce fete frumoase, și atunci făcea parte din grupul nostru mic, Frida Bocara, o cântăreață extraordinară din Franța, a luat și un premiu, a fost poma reprezentat Franța la Eurovision și la scurtă vreme s-a sinucis, nu știu exact ce s-a întâmplat. E, și au trecut ani, am mai corespondat el, eu cu el, așa, dar au trecut ani, el cu gloria lui, el, și a venit în România. Și am găsit niște fotografii din perioada aia, cu cum eram noi puști și m-am dus la hotel uh, și M-a văzut a, a, și cu fozele și cu tot și m-a invitat să-i prezint spectacolele. Nu era prevăzut bine, nici nu m-au plătit organizatorii, bineînțeles, asta de la sine, înțeles. Dar mi-a făcut mare plăcere și în fiecare an de sărbători îmi trimite el are nu numai mie, îți dai seama, tuturor colaboratorilor, niște felicitări. Uneori include și un CD, odată a avut un CD în care cânta el cu Miranda, cu nevastă. și pe felicitări sunt fotografii cu toți copilașii lui și are o groază de copii și cu câinii și cu pisicile, cu familia toată. Foarte Multe drăgoți. fotografii. <laughs> da, exact. Deci cu Julio, dar am prezentat mult și au mai fost cântăreți cu care am corespondat, pe m am alegat prietenie, dovadă că îmi scriau, am scris o uh, de la Giliola, Cinqueti, de la Caterina Cazeli, cu care m-am întâlnit la Sanremo, în la San Remo, Maria Rodriguez, că tot când Ioana a soțiat atât de frumos, Fado, Maria Rodriguez a fost o femeie extraordinară. Dacă ar fi cunoscut-o, Ioana ar fi fost fericită. A cunoscut-o, socru meu, a fost la ea acasă și Ioana e. a găsit în arhiva familiei, cred că acum șase luni, șapte luni, nu știa că există o dedicație, un disc cu o dedicație pentru Ion din România, sărut, sărutări, dulci, evident, în, în portugheză. În portughez, da. Sărutări, dulci și îmbrățișări fără margini. Și, și pasta, asta, și, 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 pasta și, pasta și eu Ion Cel puțin are o fotografie, au o fotografie împreună de la ea de acasă. Nu știu ce a fost dincolo, în spatele acelei nu, fotografii. Nu, Sara Mărchiel, <laughs> nu știm, nu ne interesează, dar într-adevăr e o femeie extraordinară. Și când am prezentat, eu n-am fost la Cerbă de n-am fost destul de bun ca să prezint acolo, asta e, dar nu mă las să mă antrenez și poate să reia festivalul. Nu prea o singură dată am fost la Brașov, s-a făcut când se aniversau, cred că, 40 de ani de la prima ediție, de deci 68 a fost. Prima deci în 2008, probabil, nu știu. Și a făcut Ioana Bogdan de la TVR un club sentimental, spunea, după amiază, pe TVR 2. cel mare, era în piață seara. Ei bine, dar eu zic că acolo era spiritul festivalului, pentru că au venit Jacques Chustain, câștigătorul primei ediții. A venit Acatere s a fost Valeriu Lazarov, care a regizat primele ediții, Sbârcea, Fugaru, Țeicu, a fost o minunăție spectacolă. Două ore după amiază, fotografii, expoziție și era prevăzut să vină și Maria Rodriguez și Nabeli, să prăpădise soțul ei și după câțiva ani s-a prăpădit și ea. Era apropiat de toate aceste vedete. Și le-am nominalizat. Nu cumva, pe toate. Pe mică parte dintre ele. Cumva, erai și omul în fața căruia se spovedeau. Dacă ar fi așa, acum am putea să, să te numim și uh, parocul Duhovnic. duhovnicul vedetelor. Erau povești, sau simțeai de multe ori că veneau către tine să... Le vindeci anumite dureri? Amarul din suflet? Erau povești care te-au impresionat în culise? Cred că nu neapărat, probabil. Fără că să nominalizăm, nu, nu eram, că tu nu, ai fost nu, întotdeauna nu, o persoană nu, 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 sigur discretă. că da, nu. Uh, Probabil că nu prea le încurajăm, nu le încurajăm să-și deschidă sufletul. Probabil că oamenii care fac așa ceva sunt cei care te trag puțin de limbă, se apropie. Eu n-am fost genul ăsta și atunci nimeni nu vine să spună să splângă pe umăr. Dar probabil că am mai aflat și eu una alta din viața lor. Cineva îmi spunea la un moment dat de ce nu scriu o carte? Niciodată nu o să o scriu pentru că Într-o carte ori spui totul, ori mai bine nu face, ori dacă ar fi să spun tot, nu pot să fac asta. Eu știu prea multe despre toți artiștii, așa încât păstrez în suflet, în amintirile mele. Ai trei povești emoționante pe scenă? Povești care să smulgă lacrimi? Mie? Da. Probabil că au fost și asemenea momente, eu fiind mai sentimental, așa mai vărsă o lacrimă, dar nu tot m mai luat prin surprindere, acum nu mi-aduc aminte să fi ceva. Au fost anumite uh, situații în care am aflat, de exemplu, uh, am fost la ploiești cu Mihai Constantinescu și murise mama chiar în dimineața aia. Și Mihai, cu o tărie incredibilă, a venit și a cântat a cântat la proiect și să mai avea la în ochi, avea, dar a făcut, zice, asta e meseria mea, trebuie să o fac. Pe mama o plâng de mâine, deci a avut așa o durere în suflet, ce să spui mai întâi, cum să-i alin suferința unui om care trece prin asemenea durere. Astea sunt, e una din întâmplările pe care mi le aduc aminte, dar au fost destule divorțuri, despărțiri, și, și știm, simțeam că e, e de lucru acolo. Și atunci, prin prezentare, prin căldura pe care le ofereai și prin faptul că nu răscoleai subiectul, pentru că dacă ataci subiectul, nu e ai. bine. Exact. O discreție o, și apreciați artistul ăsta. Dar scena întotdeauna a fost așa ca o carte. Și le dai filă după filă, le răsfoiei, cu aceste amărăciuni, cu suferințe, poate nemărturisite publicului, dar au fost și situații uh, de un comic nebun. Au fost situații, da. chiar asta spuneam mai devreme, că n-am fost cenzurat, dar uh, mă plictiseam de multe ori la Mamaia, pentru că au fost ediții care se transmiteau doar la radio în direct. Să filmau, să înregistrau, să mergeau la București, să vizau, să vedeau, să transmiteau, nu știu, a doua zi, nu mai știu cum era. E, și atunci când ești la radio în direct și lumea aplaudă neștire, trebuie să acoperi spațiul ăla cu ceva. Dacă ești pe micul ecran, lumea vede. Și a fost la o ediție în care, și n-aveau voie nici să urce pe scenă cu flori, și aruncau florile din sală. Cânta Corina Chiriac, nu știu piesa cântă ea extraordinar, cum cântă ea întotdeauna și sau au umplut cena de flori, s-au buchete, flori. Și Corina, meticuloasă, așa e Corina, n-a lăsat niciun s-a <laughs> apucat asta. Păi dați seama, era tăcere, dragi prieteni, era tăcere la radio. Și eu, da, iată, nu știu ce, ce mi-a venit mie... Corina Chiriac, la culesul recoltei. Era perioada în care, în septembrie, toți studenții, elevii erau scoși la grâu, la struguri, la căpșuță. Oh, când am ieșit din spectacol, Dumitru Moroșanu și Octavian Iordăchescu s-a prăpădit ultimul sărat. Ei erau șef la televiziune. Ne-ai nenorocit, Tavi. Mitică Moroșanu, cel puțin, nu o să uit în viața mai Mi-a spus, Tavi, am doi copii și 14.000 de lei pe salariu pe lună, ceea ce era imens, 14.000 de lei. De ce a ținut el să-mi spună de salariu, nu știu, zic, da, iartă, bine, dar ce vrei? E. De mâine vei avea mult mai puțin sau deloc. Da, au fost și situații, da, astea au fost și situații în care uh, s-au făcut confuzii, Marina Scupra, Marina Florea și eu a trebuit să le întorc uh, și asta era o situație, lumea mai râdea, mai spuneam o glumă, mai... Ai gafat și tu vreodată? Ai gafat vreodată? Oi, Eu nu știu să fi gafat. Dacă gafam, cred că aflam să scrieam mult sau fi făcut. Nu, nu prea, pentru că eram destul de profesionist, așa, și știam ce am de prezentat, dar nu cred, nu mi-aduc aminte. Au fost și situații foarte grele pe vremuri, de exemplu. Eram într-un turneu cu formația Felix. Și erau, așa zis, rependel. Deci, primul spectacol la ora 17 în un oraș și al doilea la ora 20 în alt oraș. Apropiat, pentru că nu erau săli atât de mari încât să joci două spectacole sau interes. Și am avut, cred că la Reșița era al doilea. Am ajuns și trebuiau să vină. Dar până adunau văsculele, echipamentul, nu veneau, nu veneau, nu veneau. Cred că au întârziat cel puțin trei sferturi de oră. Ce a fost pe mine, nu mai știu. Am povestit, am făcut. Până la am potorit, că la început erau agresivi, scandal, nu știu ce. Și am început, nu știu ce le-am povestit nici acum. Eram un fel de Florin Piersic. Cam așa. <laughs> uh, cu Florin Piersic am avut în, uh, hai de mine în Valea Jiului un turneu. Am pornit turneul din București și nu știu de ce. Draga Olteanu Matei și nu știu mai cine au renunțat după motru. Și ne-am trezit în Valea Giului, era Florin Piersic cu băiatul lui, care îi dădea replica într mică... Eu și Carmea Rădurescu. Și erau tot așa, pendel. Și plecam, când a Carmen, lăsam pe Florin, zic, noi plecăm. Aha, vă lăsați pe mine aici, ce să le spun eu? Pe bineînțeles, stătea trei ore pe scenă. Și a, a, stăteam cu sufletul la gură să ajungă în al doilea. El atât de mult vorbea și lumea era fascinată încât nu, nu mai scăpa de pe scenă. Da, a fost minunat. Cu Pierții că am făcut. Era niște dificil de, de scos de pe scenă. Dar Ion Dichise nu. Păi cu Ion și cu Simona Florescu am făcut niște stadioane, niște spectacole în aer liber și probabil nu știu dacă știi cu Ișar ale lui. Be, eșarfe, celebrele. Avea niște eșarfe, așa. Și uh, lumea nebunită după spectacol să ia eșarfe, să ia, de dădea e eșarfe. Și el întotdeauna era îmbrăcat, nu o să un alb. Era prințul, al cavalerul neprihărit, extraordinar bărbat. Și când cânta lumea... Uh, știe doar melodia la stradă, uh, stradă, la stradă, stradă lui Radu Șerpan, dar uh, Ion Dichiseanu a cântat în spectacole, a făcut turnee muzicale, a cântat mult, nu era. În povestea despre stadioane pline, ceea ce astăzi poate că e greu de acceptat. 50.000, 60.000 de, de spectatori. așa este. Amintește clipa. Noi, de altfel, la festivalul Ion Dichiseanu de anul acesta de la Ajud, am lansat și acest prim album, Amintește clipa, în care regăsim 16 melodii, dar căutând melodiile, am găsit 40 de melodii. Sim. Probabil că multe dintre ele nici n-au fost imprimate vreodată, pentru că, de pildă, un uh, spectacol pe care l-a cântat, uh, l-a avut la un moment dat uh, la Vâlcea, Acolo cânta în italiană, ceea ce pe vremea respectivă era mai greu de digerat de către regim, dar îi se accepta cânta e... spectacole, Cân... spectacole cânte în italiană. Acolo. la N-am găsit niciuna dintre acele melodii ah. nicăieri imprimată. Doar pe acel fragment de. Nu, nu de le, spectacol. Le, cânta, le cânta în spectacole, dar totuși cum le cânta? Cu orchestră? Cu orchestră? A, aia cu, orchestră. cu orchestră. Era repetat cu orchestre diverse, repeta. Apropo de discul ăsta, vreau să spun, că mi-a plăcut foarte mult discul și este o, așa o, un omagiu frumos, o reverență față de acest mare actor și sper să ajungă discul și în magazine, să ajungă la toată lumea. În buclet acolo am scris fiecare câte ceva, cine amintim. Dar textul tău, dialogul lui Dumnezeu cu un actor este formidabil, pentru că eu însumi l-am parcurs, nu numai cu emoție și tulburare, dar am regăsit acolo niște roluri pe care le uitasem și fiecare va... Punctele cardinale din darcle, ale, ale carierei. De... Ce minunată asemenea lucruri trebuie făcute uh, în raport cu marile personalități și îmi pare rău că nu există foarte multe spectacole. Doar la teatrul de revistă Constantin Tănase din octombrie anul trecut au început de saboi, în care sunt cinstiți uh, toți corifeii, dar nu numai teatrului de revistă în mod special, dar actori, textieri, regizori, balerini, formidabili. Dacă am face mai multe Poate că ar fi mai bine. Ai adus acum în discuție doi dintre marii frumoși ai scenelor. Ion Dichiseanu, Florin Piersic. Dar erai și tu un mare frumos. Și doamnele scenelor din acele timpuri erau fascinate de tine. Cum încercau să te curteze? Și în ziua de azi mai vine <laughs> câte o doamnă la mine ce v-am iubit, domnul Ursulescu? Păi zic, doamna, Dacă cum nu mi ați spune, spus. Da, cum veni să-mi spune? Și mai era o chestie simpatică, mai vin la autografe și vine cu o domnișoară drăguță, așa, A, fericit, eu zic, da, vreau și un autograf. E pentru bunica. În clipa aia, tot entuziasmul mi se topește, dar nu știu, frumoși. Da, erau personalități ale scenei și apăream foarte des. Până în 89 a apărut atât de mult pe micul ecran și aveam și emisiuni la radio, cât eram foarte cunoscut. Și atunci, sigur că această notorietate se răsfrânge și asupra publicului feminin. Văzând de des, dar multă, multă lume, multe persoane de sex feminin, într-adevăr, își aduc aminte cu nostalgie și pe mine mă bucur acest lucru. Și când mă duc prin provincie, vai, am întâlnit chiar câteva doamne care mi-au spus am botezat copilul Octavian. Zic, doamne, sper că nu... Ha, nu, nu! Da. Ai purtat în suflet vreunei vedete o mare iubire pe care n-ai împărtășit-o? Nu, nu. Nu. Și asta este un sfat pe care îl dau tuturor. Acolo unde muncești, acolo unde lucrezi, eu am atât de impregnat cu viața asta, nu e bine să ai relații personale, pentru că în clipa următoare nu mai poți fi obiectiv, și toți cei din jur te privesc cu un aer critic, așa. Știm noi ce știm. Dar simpatie, prietenie, am avut, sigur că da, dar nu relații de altă natură și e bine, îți dau un sfat și ție mie și soția în fiecare Cel zi și bravo. îl urmez cu sfințenii tu ești născut acum câțiva ani, nu mulți nu în, mulți, în satul Câmpu Cetății din Mureș Da. Așa. acolo este. ai descoperit dragostea pentru muzică sau când s-a născut ea? pentru că, iată, în, în perioada liceului erai olimpic la matematică E scris poezii, oricum există compatibilitatea între poezie și uh, muzică. Între matematică și muzică e puțin. Mm. Deși, până Muzica la urmă. Muzica e o știință exactă. făcut-o de, serios. Până la urmă, un, un matematician a pus primele sunete exact, pe hârtie exact. și le-a gândit. Ascultai în copilărie muzică acolo, în mureș. Nu, în Mureș nu. În Mureș, nu, eu de fapt m-am născut la câmpul cetății acolo, părinții mei fiind uh, ingineri silvici amândoi, au fost repartizați, așa am ajuns și m-am născut în clădirea ocolului silvică, acolo și locuiau. Am, am fost acum câțiva ani, am făcut o fotografie, mândru, duc tot ocol silvică și acum, am recunoscut totul, nu de atunci n-am recunoscut, că am, am, plecat la scurtă vreme, am copilărit de fapt în satul Chiheru de Sus, care era la câțiva kilometri, acolo, de acolo îmi extrag amintirile cele mai frumoase. Acolo a fost copilăria mea, țara, la țară, când spui la țară, tu ai avut pe cineva la țară, ai avut ocazia pe acolo, pe lângă Ajut? Bunica mea era din oraș, Greu, greu, greu. Mergeam la niște rude, dar mă bucuram de fiecare dată de acea jumătate de zi când părinții mergeau acolo alături de mine, ca și cum ar fi fost vacanța mea. Exact. Era o jumătate de zi consistentă cât jumătate de an și te de bucurie. Pământul are un sunet al lui aparte. Și natura. Eu am făcut copilăria mea picioarele goale vara la erau picioarele goale, până să bătucea talpa, nu era prea ușor să calci mai ales La pe noi miriște, asfaltul era, miri. era asfalt? Era pământ, ce asfalt, aici. nu era niciun asfalt. Iar când ploua, să făceam noroi acolo și făceam niște turte din tină, tină e la noi acolo noroiul, și făceam turtele așa și Boc! Oh, dădeai cu ele de pământ și făceau un zgovot. era dai seama, asta era bucuria noastră, copii la țară. Și eu alergai pe dealuri, și mergeai în vie și mai furai niște prune de la căuaciu care era peste gar și aveam și noi prune, dar altceva când te furi și venea moșul după noi și iurea, nu ne-a prins niciodată. Deci ă, asta aș vrea să spun, cine n-a avut copilărie la țară a pierdut foarte mult. Acolo e bucuria și acum dacă închid ochii și vreau să zic oh, aș vrea să fiu Doamne fericit. Și unde vreau? Mă întreabă Dumnezeu ca în dialogul tău din disc. Aș vrea să fiu la chifer, pă, malul la pe malul apei, să mai pescuiesc cu coșarca acolo niște pietrușei și când se, pune, se punea cânepa la topit, acum nu mai e voie să, să facă nimic din cânepă, poate nu știi, se pune la topit, la muiat. Și atunci se zăgăzuiește, e, cânepa avea un aer așa, ușor, deși nu era cânepă indiană. Se întorceau peștii cu burta în sus, mai jos de cânepa, noi îi nu, nu aveau nimic, erau omniști, că ca... îi cum cu mămăligă, astea sunt, și livada noastră, livada popii, eram cu Horiță, cu Mihaela Horiță, procuror, pe urmă, oameni extraordinari, toată familia, toți care au însemnat ceva, și mă bucur că mai trăiesc dintre ei și am cu cine să mai mi-amintesc. Cu ce uh, muzică asociezi acele amintiri? Cu muzica populară? O, muzica populară, mai târziu m-am apropiat de muzica populară pentru că. M-am axat pe muzică ușoară la început, ai început și nu ți-am răspuns la întrebare, am luat-o așa, am luat-o, am început sigur în timpul liceului, ascultam mult să aveam la Europa Liberă, ascultam și noi, pe urmă am fost cu Cornel Chiriac, am debutat la radio, la metronom și sigur, încet, încet, muzica a făcut parte tot mai mult din viața mea și am început să scriu, scânteia tineretului, magazin, femeia, toate publicațiile, aveam interviuri. În interviuri cu străini și așa mai departe. Deci, muzica ușoară, încet, încet. Pe urmă, când au început să prezint spectacole, au mai apărut și cântăreți de muzică populară. I-am cunoscut, am învățat ceva despre uh, veșmântul popular. Am și eu costum popular, să știi din mureș. Uite, când mai faci un podcast, vin așa și vorbim. Uh, și pe urmă, m-am specializat. Când prezint ceva, nu merge. I-am văzut pe mulți. Uh, un artist care nu are nevoie de nicio prezentare intră în clișeele da. am prezentat dan sportiv parcă pe... exact documentează te cum făcea Câte Cristian documentai? Popescu făcea Cristian Câte documentai Zoccher. pentru un spectacol. Nu Evident, pentru nu, muzica pentru, ușoară pentru, nu avea mare nevoie spectacol. nu la muzica ușoară nu dar am prezentat dan sportiv ani de zile e cu totul altceva. Nu vi să spui, e, și acum tango, sau acum, nu, sunt niște reguli, pe grupe, cu calificări, cu... e foarte special. Muzica populară, nu poți să prezinți un solist, să nu spui, vine din zona codru sau costumul, din bistrița, sau... nu se poate, ar fi foarte simplu să scape așa. Dar... E portretul fiecare. Nu, nu eu respect față de artiști. Și artistul ăla, ca să ajungă la un anumit nivel, a pus mult multă trudă în ce a făcut el. Repet, ăsta e cuvântul, respect. Față de public și față de artiști și față de sine. Cenzura ne spuneai că a fost cumva dulce, domoală față de, de ceea ce se întâmpla pe scenă și de prezentările tale. Dar a existat un episod după Polonia când găsesc faptul că la un pahar de bere te-ai plâns unui coleg polonez, jurnalist, de ce se întâmplă în România, iar când te-ai întors, ai aflat că totul fusese raportat din Polonia uh, de la București. Deci, că mi-ai dat apă aici, <laughs> nu bere. Da, tot păcatele tinereții, pentru că nu credeam că un coleg tânăr ca și mine, dar nu el direct. El, pe urmă, am prietenit cu o cântăreață din România și cântăreața a venit și m-a turnat la securitate, ma... nu la securitate, întâi m-a turnat, era cu formația Sphinx, servista Flacăra, așa a fost chestia, așa a apărut în Flacăra un articol, bă, tu știi ce era Flacăra lui Adrian Păunescu, era publicația numărul, numărul să fie acolo făcut dușman al poporului, a servit muzicii occidentale, tot, nu mai știu, mă crezi că nu pot să-l citesc nici acum, hala. Este cutremurător. Atunci când am aflat în ziua aia, mi s-au buiat genunchii și n am mai fost om, a fost Dacă ceva securitate pentru explicații? O, o ani de zile. Era așa, o săptămână secția de presă a CC al PCR, o săptămână securitate, o săptămână... Știi care a fost norocul meu? Că a fost totuși un noroc, doi ani, n-am mai pe radio, televiziune, interdicție nimic, interdicție, interdicție totală, ca și cum era mort. Norocul meu a fost că interpreta respectivă a relatat doar. Eu nu eram înregistrat, că dacă era vocea mea înregistrată, eram terminat. Și atunci a blătat eu am nuanțe. zis, nu domne, că n-am spus chiar așa, pe aia, pe tovarășul da... Și a fost un om extraordinar. Eu scriam la contemporanul deja, Constantin Mitea, care era și consilier lui Ceaușescu, care un om care știa și până la urmă a intervenit și a spus Dom'le, băiatul ăsta m-a făcut și mi-a ridicat suspendarea după doi ani și ceva, dar doi ani și ceva au fost cumpliți. Asta vreau să spun. Domne, spune că sunt că sunt prost, că nu știu ce spun, dar nu m-a politic, mai ales în vremurile alea. A fost cumplit ce au făcut oamenii aia. Da, în sfârșit. Ți-a fost doar de scenă în perioada acelor doi ani? Perioada de interdicție? No, nici nu puteam să scriu, nu puteam să fac nimic, n-avea voie. De ce? Eram o persoană non-grata pe toate planurile unul poate să sinucidea sau nebunea, pentru că efectiv bă, veneau și ei mei acasă, dar ce era să fac? Și când te știi, știam că se apropie și iar mă prezentam Și aceleași întrebări, știi, ca la gestapo. Dar ce a spus? Dar ce a făcut? Dar de ce a spus? Eu am condus cu fratele meu, Florin Silviu, un pop club la 303 la Politehnică. Și ani de zile, lume multă, prezentam muzici, topurile din Billboard. Am fost corespondent al revistelor uh, Billboard, Music Week și așa mai departe în străinătate. Și între altele am spus și asta polonezului. Doamne, dar nu avem probleme, nu avem libertate, la radio nu avem voie să dăm mai, la nu știu ce, vreau să spun o chestie reală. La un moment nu era voie să spui folk cu capa, folk cu câ, jazz cu un singur zâș și așa mai departe. Iar au venit ăștia de la secul, ce e pop, club cu pop, cu nu știu ce, și ca să pot... noi făceam niște afișe la intrare la 303. Și băiatul care ne făcea, zic, bă, scrie, tu făcea, îl cred că l-am acum, op, nu <laughs> mai păi făcut pop, op, club, nu aveau ce să mai zică, op. E, și toate astea s-au spus acolo, le-au le, -am, le -am notat ăia ce-au declarat, ce-au făcut articolul ăla. Vreau să spun că băiatul care a semnat articolul a plecat bine mersi în Germania. Eu n-am avut viză pentru Occident niciodată până în 89. Te-ai vreodată cu semnătoarul materialului? Uh, nu, nu, ce să mă întâlnesc cu el? Cântăresc la muzicuță. Asta cânta și cena cu era acolo, era într-o... Dar curmea știi care e și asta I-am spus-o și lui Andrei odată, unesc, care e un băiat foarte bun și talentat. Și, după Revoluție, Dumitru Dargomir a înființat un ziar sportul românesc, dacă ți minte. Și Sorin Satmari, recretatul pe prieten cu care jucasem în basket, am la redacția la ziua sport cu da, ani în urmă, aproape 25 de ani. Un stângaci la baschet, bun prieten. Și ne-am vizitat, a scris niște cărți umoristice, nu știu dacă știi, mi le-a dat pe toate. Bun. Și Sorin zice, mă, vino să faci niște editoriale la noi aici, așa, ca din afară. Și am făcut 15 pe 20 le am acasă. Și redactor șef, Adrian Păunescu. Și mă cheamă într-o zi la el. Domnul Sărescu, Nu să că atunci a fost o neînțelegere. Da, da, asta e ce vine de el, mai ales că, asta pot să spun acum, după un timp, și-a dat și el seama, probabil, cu cine a de-a și-a publicat, contra băiatului, un articol, un pamflet ucigător. Muzicuța dermatologică. L-a dat afară nu știu. deci, domnul Păunescu, asta e situația. Am apreciat faptul că n-a uitat și a ținut el minte să zică... Dar acum, ce să-i spun? Că puteam să fiu mort? Să... Ai găsit puterea să îi ierți? pe cel care a scris despre tine, pe cea care te-a turnat? Nu. Sigur, nu prea e creștinește, dar uh, mi-a zis multă lume. Hai, dar nu că nu, nu o să le fac nimic, nu le dau în cap. Dar când stau să mă gândesc câtă răutate poate să niște oameni. Și când răutatea asta poate să aibă uh, urmări tragice, parcă nu-ți vine să fii chiar atât de iertător să întorci și celălalt obraz. Da, în sfârșit. Știți cum e? Uh, unii nici nu mai sunt în viață, unii îi pedepsește Dumnezeu pe toți. Așa că eu nu îi pedepsești, că nici n-am puterea asta. Muzica de astăzi cum o găsești? Depinde Festival... de care muzică. Festivalul de la Mamaia, de pildă, și-ar mai găsi locul în acest... Uh peisaj actual? Festivalul de la Mamaia și-ar și, -ar, și -ar fi găsit locul dacă nu s-ar fi degradat din sfârșitul anilor, '80 prin 97-98 a început să coboare stachet. A fost dat unor, așa zis, producători, un nu Unii era Adrian Ștefănescu. Păstrezi și astăzi în telefon o fotografie făcută la începutul anului, cred că în februarie am ajuns la Mamaia, și am uh, găsit teatrul de vară din Mamaia, o ruină. Păi eu am și exact. scris, am și scris, discutam am publicat cu, niște. Articoli. Discutam cu Ioana și Ioana mi-a spus: Este imaginea muzicii ușoare românești și a nu, nu a muzicii ușoare, pentru că ea are resurse, ci a, a abordării, a atitudinii pe care o are societatea la acest moment față de muzica ușoare românesc. În 1963 a fost inaugurat Teatrul de Vară din Mamaia, cu prima ediție a festivalului. Dar acolo a fost și festivalul de film, s-au ținut și festivalul de film național acolo, dar era o bijuterie, era o nebunie la fel de Nu stau în în fiecare an. Păi da. Toată lumea nu găsea un bilet, invitație, o prezenta, nu mai știam ce să fac ca să uh, pot să-i ajut pe toți. Îi mai băgam prin spate, pe acolo era o intrare. Și eu am scris, am un corespondent la Constanța, pe care l-am rugat, trimite în fotografii și a reușit să pătrundă și în, în interior. Buruieni, mizerie, șobolani. Acest teatru, ca și stațiunea mamaia, ține de primăria Constanța cum pot să-l las să degradezi? Eu părerea mea e că vor să facă ceva. Să-l dărâme, să, dă râme, să ridice vreun mol, vreun blocuri, altfel nu se explică că nu e mare lucru de făcut. Zidurile sunt. să-l acopere, să-l fie... restaura. Exact. Așa Și uh, asta spuneam. A început să decadă, încet, încet, au început să apară secțiuni rock și așa mai departe, care nu aveau nicio legătură cu muzica. Cu spiritul, Acest spiritul, exact. Trebuie să aibă o identitate. Și asta era ca la o muzica ușoară. E, și când au început diverse persoane, a decăzut, a decăzut, spectatorii de muzică ușoară, doamnele elegante și domnii care veneau la muzică ușoară, n-au mai venit pentru că nu se regăseau în hip-hop și în rock și așa mai departe și nici cei de la rock, nu vin la mama aia, ce treabă au ei? La rock Mi te reprezintă. duci, stai în picioare, te dai cu capul de scenă, e altă lume. Deci asta a fost greșeala, au transformat într-o struțocămilă. Nu mai era nici ce a fost, nici -a ce a, -a trebuit. Bazar Și acum nu mai poți să-l faci decât să faci niște sergi nostalgice, retro acolo, dacă am avea vreo sală. Dar știi că Mamaia nu are nicio sală acolo. foarte multe orașe mari din România nu au să nu au da, da, mamaia, săli dedicate, de pe dedicate artelor, dedicate sportului, nu au, din păcate. Păi nu avem nicio sală de sport ca lumea nu, în, București, nu avem în București, ca să ai un spectacol. Sau în patinoare în București. Exact. Tavi, vreau să-ți propun pentru final așa un test fulger. Am gel, ajuns la final și, full și full câte bai aveam să-ți spun. poți să-mi le spui. Uite, îți ofer acum ocazia. Un test fulger și aș vrea să facem un exercițiu în 10 secunde să introduci ah. în scenă anumite personaje. Aoleu! Și personaje începem cu personalități din lumea uh, muzicii. Mirabela Dauer. dragi spectatori, să vă prezint acum o fată, nu știți despre cine e vorba, vecina mea. Am stat în colț, ne-am văzut, ne-am jucat cu căței ei, nu știți despre cine e vorba. E destul de înaltă, așa, aproape la fel de înaltă cât mine. Eu am 1,56 m, iar 1,53 m. Deci, ia să vedem dacă ne apropiem. Doamnelor și domnilor, sunt aici pe scenă. uite aici este un fotoliu, o cameră frumoasă și acolo un fotoliu. Cine stă și vă așteaptă? Mirabela Dauar. Maestru... Fotoliu din Odaie. Exact. Maestru Jol Cherești. Multe. Multe lucruri se pot spune despre acest patriarh al muzicii ușoare românești. În afară de faptul că stă lipit de stadionul Dinamo, nu știu cu ce echipă ține, eu țin cu Progresul București, Adrian cu Sportul Studențesc, deci echipe care au însemnat ceva cândva în, cândva în muzică, de în fotbalul românesc. Jochere, știi, acolo și notat pe stadion. Oh, am, am, vândut numele. da, deja se știe numele așa. Deci compozitorul în cauză a atins o vârstă a frumuseții interioare, 80 ceva de ani, nu spun 88, ca imediat la lumea seama, a scris cele mai frumoase melodii romantice din muzica ușoară românească. El în fiecare an, de 1 ianuarie, a spus, eu cobor la șapte jos, din cameră, toată lumea doarme și mă așez la pian și compun prima melodie a anului. Băiatul acesta, nostalgic și romantic, nu este altul decât cel care cândva la Mabaia nu reușea să obțină decât premiul 3 pentru o melodie care însă a rămas în sufletul nostru. Copacul veșnic tânăr, jalcherește. Paul Sărugiu Fuego. Aici e greu pentru că un cântăreț pe care eu l-am cunoscut când uh, activat doar sub uh, pseudonimul artistic care a devenit apoi celebrul. l-am prezentat, era un hotel din București și atunci l-am descoperit. Păi de mine, am rămas trăznit cu băiatul ăsta uh, uh, se mișca uh, muzica latino, parcă o făcea de o viață și avea 20 ceva de ani. Pe urmă, anii ne-au legat și am Petrecut cu el, probabil, cele mai frumoase clipe, la emisiuni de televiziune, la spectacole. Am fost invitat de el în spectacolele lui, într-un spectacol gramofon să chema. M-a pus să vorbesc eu, eu vorbeam la un gramofon sau zea vocea mea de acolo. Deci, un, un om care iubește poezia, este actor, este compozitor, este poet, dar mai ales iubește oamenii. O sensibilitate rară pe care sunt sigur. Că o să mai întâlnim încă vreo sută de ani în muzica ușoară românească. Paul Surugiu, alias Fuego. Doamna, și e un test aici, pentru că nu ești foarte familiarizat cu muzica populară, dar cu numele evident, Doamna Sofia Vicovencă. Cu, cu Sofia sunt chiar prieteni, adică... Uh, permit, ne tutuim, e o chestie pe care eu o apreciez, că i-am spune eu spun Sofia, Sofica, o, o femeie de o, dacă tot vorbim de poezie, iată, între noi poeții, are niște poezii foarte frumoase, sensibile, mereu când o văd cu tășcuța, pe urmă, cu trei stuța ei pe umăr și cu o pingi în picioare, ea își respectă tradițiile, respectă locurile nașterii, respectă meseria pe care și-a făcut-o. Cântă cu vocea aceea gravă, extraordinară. Sofia este într-adevăr poate cea mai frumoasă prezență, indiferent de vârstă, o frumusețe care iese din interior, cu privirea, cu glasul, o femeie întotdeauna tânără și frumoasă. Sofia Vicoveanca, de la Vicov. M-aș muta pe scena politică și-aș vrea să, să aflu de la tine cum mai putea să să introduci Audeu. pe scenă, să-l introduci pe uh, președintele României, pe Claus Iohannis. O personalitate politică, sigur, nu l-am votat. <laughs> Nu l-am cunoscut. <laughs> am fost la Sibiu și am avut spectacole foarte frumoase la Sibiu. Dânsul era atunci primar acolo, dar n-am avut ocazia. Erau niște spectacole frumoase, nostalgice, cu generația de aur de care vorbeam. Am făcut câteva spectacole foarte frumoase la Sibiu acolo. Și uh, mi-aș fi dorit să-l văd în sală, poate în primul rând să aplaude uh, vedetele muzicii ușoare românești. Dar îi doresc sănătate, e înalt aproape, cred că e mai înalt decât mine, Klaus, Werner Iohannis. Îți las libertatea să alegi un singur nume de aici, ca să nu fim acuzați de părtinire politică. Emil Constantinescu, Traian Băsescu sau Ion Iliescu. Care poate ție și mai drag dintre ei și pe care... L-ai și votat, dacă ai votat vreunul dintre cei trei. Pe Iliescu, în anii 90, iar mama, Dumnezeu să ierte, mama era topită după el. Și nu după Petre Roman? Nu, Iliescu, Iliescu. S-a și dus, ții minte, nu știu ce erau întâlniri, s-au dus acolo cu fetele, cu prietenele ei, în anii 90, să ducea după el și cu el am și fotografii. Mai multe, la diverse evenimente, pentru că el a fost iubitor de artă și de teatru. Eu știu de la Phoenix, când era el la Timișoara, Phoenix au avut mari libertăți. Plete, ce mai spectacole, îmbrăcăminte și așa mai departe. Și la, și la libertate, l-am cunoscut și la câteva evenimente, așa încât pot spune că uh, sunt mai familiarizat cu el. Deși pe, și pe treia Băsescu l-am uh, cunoscut. a fost o dată, dacă ți tu minte, candidații la primăria capitale. Și fiecare candidat trebuia să-și aleagă uh, o personalitate ca să recomande. Monica Angel a fost, dacă nu mă înșel, era un candidat chiriță sau așa ceva? Cred, nu știu. Băsescu, nu mai știu cine, cred că uh, Dinescu pentru treia Băsescu. Și pe mine mă ceva Viorel Lis. Și nu știu, am zis ceva, că într-adevăr încurajează artiștii, nu știu ce. Deci îl cunosc, pe nu știu Am și tele... Aveam în agenda telefonului, nu știu dacă mai e valabil, aveam telefonul lui mobil. Deci, Ion Iliescu, a însemnat ceva pentru toți și pentru generațiile noastre, pentru părinții noștri și oricum rămâne în istorie. Să vedem, cu bune, cu rele, nimeni nu e perfect. Schimbăm acum și o pasă, două și mergem către sport. Simona Halep. Nu știu dacă știi, dar eu sunt un sfert macedon, armân, și atunci mi-e atât de dragă fata asta extraordinară. Eu mă duc foarte des la întâlnirile armânilor, există acolo la Italiană, la ce spiru Haret, batește cu italiană, este o societate susată armânească și ne ducem, spectacole, mă întâlnesc cu ei, eu nu mai nu vorbesc, bunicul matern a fost Armân Cantili, și, dar sunt foarte atașat de ei, iar eu știu cât de mult iubește acolo, e o fotografie mare cu ea la societatea armânească, a fost acolo în vizită cu drapelul, a vorbit. deci este atașată de lumea asta, ca și Elena Gheorghe, de exemplu, și așa mai. Există și o fotografie cu Gheorghe Hagi? Ce, sigur. Voiam că da. să, să fac trimitere C și, la, și la. Da, poți să faci, <laughs> pentru că chiar sunt prieten și cu el, și chiar un om extraordinar. E mai mare fotografia cu Haleb, Lensis. L-a spus că Hagi mai în spate, acolo, ah, nu trebuie să aranjăm acum. <laughs> da, deci, Simona, te iubim, oameni extraordinari. Există o fotografie acolo și cu Gigi Becali? Îl și pe Gigi. Gigi am prezentat, de exemplu, toate evenimentele lui Cristi Borcea. Și nuntă, și botez, și nuntă. La una din ele a fost naș el. La... Unele au fost cu noroc, altele nu. <laughs> a fost nași. și a dansat simpatic. Nu, îl știu de mult și m-am dus odată la stadionul Ghencea acolo, era el patron, noi am spus, juca cu progresul, cu fece național. Fece național. Și în anul în, în care a pentru titlu, titlu i-a bătut cu 3-2 fece națională. Și n-am spus că sunt și în tăceam acolo în loc să mă bucur, nu știu ce. Țin minte, parcă Sabinilie a dat două goluri de la noi și da, mi-aduc aminte că am Până să fie transferat și Lița, sau să se întorseze din Liță și Sabini Lie era la Cătuș, parcă la, la steaua antrenor și atunci m-am dănit cu cincea că, am la E Simpatic. Tata, s-a uitat tata la televizor și zicea, uite-l pe câte femeie a avut ăsta, simpatită, <laughs> ai că nu? Ne... <laughs> da, deci, iată, Simona Halep, e foarte dragă, n-am cunoscut-o, cum îl cunosc pe Gigi Hagi, cu care m-am întâlnit de multe ori. Marina Scupra a fost iarăși machedoan, că a prăpădit tânără, fata atât de talentată. E, asta e o comunitate mică, aceasta, dar sunt mai români decât mulți români, foarte atașați, credincioși și mai ales își cinstesc limba și tradițiile, ceea ce noi am cam început să uităm. Poți cine mă apui să mai prezint? Că mi-e și frică. Un, un ultim personaj înainte de, de a face tu ieșirea din scenă un personaj și o personalitate pe care o port în suflet. Ion Dichisean. Nu știi cât de drag mi-a fost omul ăsta, pentru că nu ne-am întâlnit foarte desigur. L-am prezentat nu atât de mult cât aș fi vrut eu să-l prezint. L-am admirat din sală ca spectator la teatru. Am stat odată la părou rece la cabana ținută de fratele lui, nu știu dacă știi că a avut un frate care avea o cabană acolo la Curul sa S-a stins, Nicu. A, mai micuț așa, mai rotofe, da. Așa. Deci, și faptul că exact cu spui, e aproape totuși, mă duc pe jos până pe de la casa mea. Și de atâtea ori când am fost la el acasă, nu o să uit niciodată. Hai, tave, un noi și <laughs> nu am fost băutor niciodată, nu pot să Amul nu-i schimb bun, mă, fac să ducea la barul ăla acolo, scotea sticle, Ce uh, bon vivant, ce băiat minunat așa, a luat viața cum i-a venit, a avut și succes, a avut și iubiri. Pe păi, fata aia de la Cerbul de Aur, o știu bine, câștigătoarea ultimei ediții, frumoasa suedeză, Așa frumoasă a că fuma cam mult. Asta, i-am și spus, mă, Ioane, nu mai fuma dichi. Eu îi spuneam Ioane, nu mai fuma atât de mult, aproape că țigare de la țigare. În permanent, dar a avut puterea să renunțe la țigară cu șapte ani? Sper să nu mă certe Ioana acum cu șase ani, șapte ani înainte de a pleca dintre noi. Da, s-a lăsat, lăsat de lăsat, tot, dar, prea târziu. Știi cum e chestia asta? Ca la Dan Spătaru. Dan Spătaru se lăsase total de băutură cu 20 de ani înainte, mai mult, dar probabil că organismul fusese atacat, ros, nu știu ce, nu se mai reface. Deci, dar oricum a avut puterea asta el care era cu Kent, cu numai țigări bune, era admirat, era un bărbat absolut fascinant. Ion Dighizeanu când mergea pe stradă, Uh, ultima oară ne-am întâlnit la circa financiară, acolo, pe Calderon, acolo. A venit și el, nu știu ce treabă avea și... Doamne, tu ieșit cu capul de la ghișeie, toate doamnele. Domnul Tichiseanu, domnul Tichiseanu. Și acolo am cunoscut o doamnă Ursulescu. Zic, domnul, îmi rude, nu? Zice, e, bine că știu, am o pilă aici. Dar un om fascinant. Deci, încă o dată, mare actor, mare om, dar mai ales personaj. este foarte uh, greu să fii un personaj, un idol. Sunt mari actori, sunt oameni care foarte talentați, dar care merg pe stradă și nu îi rebarcă nimeni. Ion Dicheseanu mergea cu capul sus și ținută și eleganță, un lord, un om extraordinar. Și uh, mă bucur și uh, cred că ești și tu fericit că ți-a fost socru. Și este sconfir, că de și fapt sconfir. el trăiește. Este pentru că, exact ce îți spuneam și înainte de a începe să filmăm, avem sentimentul că e acolo și că nu ne-a părăsit nicio secundă. Eu când mi-ai spus prin ceea ceea ce... că stai acolo, prin ceea ce a uh, construit. Uh, uh, și prin... și văd, îl văd pe el acolo, în cameră, cu fotolile, cu masa, cu barul. El e cu voi acolo. E în povestea noastră, e în dialogul nostru de zi Am cu zi. Am că Ioana l-a ținut de mână când s-a prăpădit. Așa cum el a ținut-o pe Ioana în prima zi la maternitate de mână, chiar când s-a născut. Când a fost -a primul care a, a ținut-o de mână. O dată cu venirea ei. cu viații. Tavi, eu îți mulțumesc încă o dată și aș vrea să facem așa uh, ieșirea din, din scenă. Tu introduci uh, în scenă să facem ieș ieșirea din scenă. Cum mai închide tu acest podcast vorbind despre viața ta? Toată viața ta, pe ransamblu. Despre viața mea sau despre. Despre prima parte a vieții tale, cea de până acum, pentru că va fi și a doua parte. Da, încă 70 de ani, de acum încolo, cei mai frumoși o să fie, cu siguranță. Următorii 70. N-am vorbit de. Cum să fie despre mine? Trebuie spus așa, viața mea. Viața mea e fericită pentru că am o grădină în care anul ăsta am recoltă de caise extraordinare și recoltă de alune, de-acum să văd, și am avut și recolta de fragi, fragi, nu căpșuni, am fragi de pădure, toată curtea e plină, eu am o curticică, de am lăsat să se întindă în fiecare dimineață o, o, o cană de, de ceai mare plină cu fragi aromați. Și viața mea, și viața mea înseamnă foarte mult pescuitul, când pot mă duc în Delta la pescuit cu uh, prieteni, deci grădină, pescuit, mai scriu niște articole, mai prezint niște spectacole când uh, se poate, deci viața mea înainte probabil a fost mai plină de spectacole, acum am așa ca uh, puncte fixe festivalul de romanțe Crizantema de Aur, de la Târgoviște, care va fi la sfârșitul lui octombrie, 22 octombrie, și Festivalul Internațional de Muzică Ușoară, George Grigoriu, de la Brăila, singurul festival internațional cu desfășurare permanentă, anuală. Că cer boala de aur, e, banul e băie. Așa, deci astea le mai am un festival de romanțe pe la slata. probabil că acum am maturitatea necesară să prezint romanțe mai mult. Eu, uh, Dichi a cântat vreo romanță vreodată? Nu. Cel puțin cu nu glasul lui învăluitor. Deci, viața lui Octavian Ursulescu, în câteva cuvinte, a fost o viață frumoasă, care a început uh, la Chiherul de sus, acolo unde a copilărit, a continuat cu mii de turnee, cu plimbări prin țară. N-a avut el viză până, până în 89, deși toată lumea zicea că este un preferat al regimului, pentru că prezenta foarte multe, dar a fost un băiat foarte bun, un băiat inimos care de-abia aștepte să-l mai cheme Adrian la un podcast. Îți mulțumesc încă o dată. Tu spuneai acum cu oarecare regret faptul că sunt spectacole mai puține în viața ta în această perioadă, dar poate că nu ții cont de un singur lucru: că nu prea mai există spectacole. Foarte bine spus. Nu prea mă văd prezentând la Cluj sau la Saga sau așa ceva. Nu e muzică. Eu sunt convins că tu ai fi dorit acolo nu sunt foarte sigur, e altă lume, alte, dar în august Paul Surgiu Fuego m-a sunat și pune la cale un spectacol foarte frumos la Câmpul Lumușcel cu lumea aceasta a cântăreților de vază. Corina Chiriac, am înțeles, Stella Inache, Marina Florea, nu știu, Gabriel Dorobanțu, de, și sigur vor fi mii de spectatori, pentru că există o lume a muzicii și au un respect față de valori. Să știi că și foarte mulți tineri iubesc muzica ușoară adevărată, cu versuri, cu muzică, cu melodicitate, dar tinerii am văzut zic, mă, probabil vin cei care au crescut cu noi. Nu e adevărat. Dar dacă li se oferă mereu altceva, ei cred că asta e muzica, ce ascultă de dimineața Ceea ce până seara. Exact. Eu îți mulțumesc, dragilor, și vouă vă mulțumesc pentru că ați rămas până, până la final alături de noi și vă vă dau întâlnire săptămâna viitoare, tot sâmbătă, ora 19. Ne regăsim aici și până atunci, toate cele bune!